Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Sunt aici cu o etalare pentru cei născuți în zodia Vărsătorului sau care au Soare, Venus, Ascendentul, eventual Luna în Vărsător. Și pentru voi sunt gata să vă citesc cărțile pe care le-am deschis. După cum puteți vedea, aveți niște cărți foarte frumoase pentru luna ianuarie și dumneavoastră și partenerul, partenera, persoana care vă interesează. Însă, înainte de toate, vreau să vă prezint energia comună dintre voi doi. Și o să vă rog să citiți sau să ascultați și etalarea pentru berbec, pentru că și ei au avut aceeași energie comună, împărăteasa, dar bineînțeles cu diferențele de rigoare. Oricum, simt că între voi este o energie benefică cu un mare potențial de creștere, de abundență, care se poate manifesta în martie. Dar acum să puneți bazele acestei creșteri. Însă, cred că, după cum arată cărțile, cred că va trebui pentru unii dintre voi, în cazul în care reluați relația dintr-un punct care a fost mai problematic, în cazul în care vă acordați o a doua șansă, da, această judecată are și acest înțeles, a doua șansă, în cazul în care vă acordați dumneavoastră sau celui care vă este drag, partenerei, repet, în cazul în care acordați această a doua șansă și aveți puterea să manifestați un echilibru, un control al trecutului, puteți manifesta o mare creștere, o mare abundență, o mare dragoste. Haideți să vedem de ce trebuie a doua șansă pentru unii dintre voi, pentru că în trecut ați avut o mare durere peste care ați reușit să treceți, dumneavoastră sau partenerul, partenera, separat sau împreună. Poate ați fost despărțiți o perioadă, poate ați trecut prin mari dureri împreună și totuși, undeva, Dumnezeu s-a hotărât să vă readucă împreună sau să vă ofere o a doua șansă cu altcineva. Este vorba de o relație din trecut, un suflet pereche foarte apropiat, foarte. Aveți și 6 de cupe și două de cupe. Amândouă reprezintă suflete pereche, cu atât mai mult acesta care reprezintă și un suflet dintr-o altă viață, dintr-o viață anterioară sau din copilărie. Deci, o persoană cu care ați comunicat foarte bine, de care sau măcar v-ați simțit foarte atașat emoțional, foarte atașat. Și totuși este posibil că această persoană să fi fost berbec, este posibil, sau geamăn, pentru că e Mercur, și totuși, deși ați avut această mare apropiere, mare atașament, este posibil să fie avut și ceva lupte, ceva divergențe și aceste lupte sau chiar lupte verbale, pentru că este Mercur, să vă fi adus marea durere care să fie provocat în timp o oarecare separare. Nu e obligatoriu să fie berbec, nu e obligatoriu să fie geamăn, cel cu care ați vorbit. Este foarte posibil ca persoana aceasta care v-a provocat mare durere să fi fost o perioadă să nu fi manifestat cea mai bună energie a sa, adică cu alte cuvinte să vă manipuleze. Inconștient sau conștient, oricum și unul și celălalt, chiar dacă povestea aceasta este separată de ce se întâmplă acum în această citire, chiar dacă face parte din povestea celor doi, voi ați depășit acest moment, da? Și vi s-a dat șansa divină să manifestați o a doua șansă. O a doua șansă cu aceeași persoană, repet, sau cu o altă persoană care vine să vă aducă ceea ce meritați. Abundența emoțională, materială, spirituală pe care o meritați. Haideți să vedeți ce cărți superbe aveți pentru ianuarie, dragi vărsători. Să
Vă explic. Aceasta este cartea lunii. Pentru mine, aceasta reprezintă luna. Aceasta reprezintă Mercur, cum gândiți. Marte, cum acționați în public sau în relație cu această persoană. Ceea ce vă e frică, ceea ce vă doriți. Și da, finalul, ceea ce reușiți să manifestați, să faceți la final de lună, în ianuarie. La fel pentru persoana cealaltă, nu uitați că puteți schimba pozițiile și dumneavoastră să vă aflați în cealaltă poziție. Oricum, haideți să citim cărțile, sunt foarte frumoase. Deci în poziția lunii, a emoțiilor, cum sunteți? Vedeți dumneavoastră ce frumoasă carte! Sunteți regele de cupe. Ce poate fi mai frumos pentru o inimă atât de mare decât un rege de cupe? Sunteți în control, în controlul emoțiilor. Aveți control, scuzați-mi exprimarea, lucrez foarte mult. Aveți control asupra emoțiilor. Aveți o mare dragoste pentru această persoană sau veți simți o mare dragoste în curând. Cred totuși că e în relație cu această persoană pe care a apărut în citirea noastră. Acest rege de cupe ce face? Stă la suprafața oceanului. Este atât de puternic încât este în stare să supraviețuiască valurilor și adâncurilor. Dar tocmai pentru că guvernați acest ocean, cine este regele de cupe? Este Neptun. Tocmai pentru că îl guvernați, sunteți deschis să vă arătați profunzimea emoțiilor persoanei, dragi. Parcă nu ați dori să vadă doar suprafața oceanului, doar valurile pe care acesta le creează, parcă le-ați și invita să înotați undeva în adâncuri, să le arătați o lume diferită. Și această lume diferită, complexă, misterioasă, este lumea emoțiilor pe care le puteți avea. Este o energie deosebită și dumneavoastră, ca semn fix, puteți să manifestați o dragoste foarte profundă în momentul în care vă îndrăgostiți sau iubiți cu adevărat. Mercur, ceea ce în mintea dumneavoastră, gândurile voastre, îndeamnă către sau vă doriți, mai simplu, vă doriți o relație serioasă, o relație pe termen lung. Acest patru de bâte, asta exprimă două persoane care pun bazele unei relații de lungă durată și se bucură, deja au construit schela, fundația acestei relații și încă nu și-au pierdut pasiunea unul pentru celălalt. Este un 4 și pentru dumneavoastră 4, casa a patra reprezintă casa Taurului. Cred că undeva, poate în aprilie, o să simțiți, dacă continuați această manifestare, o să simțiți energia aceasta mult mai bine. O să vă puteți bucura, eventual, și datorită vremii călduroase, de această relație mult mai bine. În public vă manifestați și în această relație, ca și cavalerul de monede. Ce este cavalerul de monede? Este un semn de pământ. Iar taurul, da? Taurul din casa a patra. Un semn foarte... o persoană foarte precaută care își analizează fiecare pas, care e foarte organizată, foarte meticuloasă. Se gândește de câteva ori înainte să facă un pas. Știu, se zice despre vărsători că sunt mai nonconformiști, mai ciudați, dar totuși în ceea ce privește casa, vă doriți, pentru că sunteți semn fix, vă doriți o relație serioasă și din acest motiv vă manifestați atât de precaut și de pământean.
Posibil unii dintre voi doriți să oferiți această relație, da? Să o oferiți celui drag. Posibil încă nu sunteți într-o relație și ceva vă determină să manifestați frumusețea unei relații de lungă durată. Poate doriți să-i faceți un cadou, poate doriți să veniți cu o ofertă financiară sau pur și simplu cu această ofertă a unei relații de lungă durată, pasională, emoțională, abundentă, creativă. Ce poate cineva dori mai mult? Ceea ce vă este frică. 7 de săbii. Este o energie care adesea este cunoscută ca fiind energia unui om prefăcut, a unui om mincinos, al unui om care poartă măști. Deci, evident, ceea ce nu vă doriți este să nu fiți mințiți sau, mai bine zis, să nu vă mințiți pe voi înșivă, să nu vă autosabotați, sperând, visând undeva la ce? La sufletul vostru pereche. Deci vă e frică cumva să vă păcăliți, dar nu cred. Pentru că văd cărțile persoanei celelalte și vă ajută pe cărțile. Ceea ce vă doriți este regina de cupe și de-aia am zis, vă doriți sufletul pereche. Se pare cum sunteți precaut. Aceasta e o carte care arată mare grijă, mare grijă. Probabil în trecut ați fost mințit, mințită și acum încercați să vă purtați cu mari menajamente. Dar vă doriți această regină de cupe. Poate să fie un semn de apă, pentru că și dumneavoastră cred că aveți, vorbesc despre un vărsător care este foarte posibil să aibă o lună, un vărsător în pești, în scorpion sau în rac. Și evident că vă veți completa foarte bine cu cineva care are planete în semne de apă sau este născut în semn de apă. Vă doriți această regină de cupe care este foarte blândă, foarte creativă, foarte doritoare să vă hrănească emoțiile, să vă susțină moral și să susțină emoțional, moral și chiar spiritual această relație de lungă durată. Este o persoană spirituală care nu se oferă oricui, care probabil v-a așteptat pe dumneavoastră, regele de cupe, să-i veniți, să-i oferiți această dragoste și să îi apăreți în viață ca pe idealul pe care l-a avut probabil toată copilăria. Sunt un pic obosită, sper să înțelegeți ceea ce încerc să vă transmit. Cred că în ianuarie, fiind început de an, vă doriți să manifestați această superbă relație. Poate să fie relația unor suflete gemene. Da? Regele de cupe și regina de cupe sunt două persoane care se oglindesc. Uitați aici, 11-11, da? Două suflete gemene sau perechi care au o misiune specială. Cred că în momentul în care vă veți întâlni, este foarte posibil în ianuarie, pentru că acesta e finalul. Finalul este 3 de cupe. În această descriere îl văd ca pe o reuniune, ca pe o întâlnire cu cineva din familia voastră spirituală, ori cu prietenii, ori cu această persoană pe care vă doriți atât de mult. Sau într-un fel sau altul, intrați în cercul lor de prieteni și începeți să manifestați prezența acestei persoane. Cred că în momentul în care vă veți întâlni, veți fi foarte fericiți și cred că dacă veți manifesta această relație, posibil această căsătorie, veți fi un cuplu deosebit cu o misiune spirituală specială,
veți face voluntariate, veți ajuta mulți oameni, copii, animale și veți fi foarte creativi împreună. Acum o să închid și o să continui cu partea a doua.